Ok, bun. Bine v-am găsit din nou. Iată că de această dată ne aflăm în București și astăzi vom aborda practic turul gărilor bucureștene sau cea mai mare parte dintre ele. Ne și, după cum puteți vedea, bine, ne și aflăm pe dealul Filaretului, în fața primei gări a Bucureștiului, practic în locul de unde a început povestea căilor ferate din oraș și a gărilor bucureștene, gara Filaret. Gara Filaret care s-a inaugurat în octombrie 1869, la 31 octombrie, după data oficială, și care a fost reprezentat prima gară a orașului. A fost, practic, punctul terminus al căii ferate care venea de la Giurgiu, prima cale ferată din Muntenia, cea de la Giurgiu la București, Filaret. O construcție tipic britanică, pentru că a și fost realizată de concesionari britanici, de Societatea Căii Ferate București-Filaret-Giurgiu, care era condusă de John Trevor Barclay și asociatul său John Staniford, amândoi ingineri britanici. O cale ferată care, paradoxal, a fost foarte importantă pentru traficul de marfă. Asta a și fost scopul în care a fost creată, pentru a înlesni transportul de cereale către portul de la Giurgiu și de acolo transbordarea pe vase și transportul către Marea Britanie. Marea Britanie în acea perioadă de a doua jumătate de secol XIX, fiind mare imperiu colonial și armata britanică fiind unul dintre principalii parteneri comerciali ai statului român, să zicem, pentru exportul de cereale. O clădire care arată totuși foarte bine după 150 de ani de existență, care a rămas cât de cât nemodificată, a avut oarecum o soartă fericită, deși astăzi vedeți că nu e în cea mai bună formă și arată totuși vârsta, dar a avut o soartă fericită pentru că n-a suferit modificări de-a lungul istoriei sale, n-a suferit transformări care să-i schimbe stilul arhitectonic, deci este rămasă cât de cât în starea ei pură, așa cum arăta și la începutul secolului 20. În mod paradoxal, ea undeva din anii 20 ar fi trebuit să fie cumva păstrată ca muzeu al căilor ferate. Chiar prin 1924 am găsit niște documente care detaliau acest proiect. La nivelul administrației căilor ferate deja se încetățenise ideea ca în momentul în care gara nu va mai fi utilizată ca stație de cale ferată, practic ea să devină muzeu. Din păcate, proiectul ăsta a rămas numai o frumoasă idee. Ea a funcționat ca gară până în 1960, în toamna anului 1960. Traficul feroviar deja se mutase în noua gară care se deschisese începând din 1954 la periferia orașului, în zona Progresul. Și în 1960 s-a luat decizia de a fi practic demontată, scoasă din uz ca gară. În acel moment s-a pus problema bună. Am scos din uz gara, ce facem cu clădirea? S-a uitat de vechiul proiect de a fi transformat în muzeu și a fost dată la întreprinderea de transport auto pentru a fi folosită ca autogară, utilitate pe care și-o păstrează și astăzi. Așa, și pășind prin interiorul gării, mi-am mai adus aminte câteva aspecte importante despre istoria acestei clădiri care merită reliefate și pe care cei care vor privi acest filmuleț merită să le cunoască. Ea practic a reprezentat un motor economic al zonei, pentru că după ce a apărut această gară în peisajul Bucureștiului și practic în zona asta, a impulsionat dezvoltarea întregii economii din zonă. În jurul ei s-au construit fabrica de chibrituri, fabrica de timbre, tipografia CFR-ului, actualul sediu al primăriei sectorului 5, chiar și uzinele metalurgice Wolf, cele pe care le vedeți în spate, inaugurate în 1910. Nu mai vorbim de fabricile de pe actuala șosea Progresului, fabrica de ulei Phoenix în timpul comunismului numită Muntenia, fabrica de cafea Frank, toate uzinele Vulcan, chiar toate aceste fabrici au avut racorduri trase din calea ferată care deservea această gară. Unele dintre ele mai sunt vizibile chiar și astăzi, urmele lor, încă se mai, de momentul în care se mai decopertează câte o bucată de pavaj, se mai găsesc șine, se mai pot găsi urme ale foselor acolo. Ce ar mai fi iar important de menționat este că exista o linie care pleca din gara Filaret, cobora acest deal, ocolea parcul Carol,
Și ajungea până în zona Timpuri Noi de astăzi, chiar traversa Dâmbovița și intra în fostele uzinele Metro sau Timpuri Noi, cum le-au cunoscut părinții noștri. Era o linie inaugurată după primul război mondial, undeva prin anii 1920, și folosită foarte mult pentru reparația locomotivelor în perioada interbelică. Până să apară în 1928 uzinele Malaxa, s-au făcut reparații de locomotive chiar la uzinele Timpuri Noi. Și atunci a fost necesar să-și facă acest racord. Chiar, în fine, era, văzându-se și declivitatea dealului, era o linie care impunea niște condiții speciale de circulație. A fost o întreagă poveste cu ea, dar apare în presa vremii și este demnă de menționat în zonă. Ce ar mai fi iar foarte frumos de menționat despre Calea Ferată București-Filaret-Giurgiu este faptul că una dintre locomotivele care au circulat pe această linie s-a păstrat, poate fi văzută și astăzi expusă în curtea Muzeului Căilor Ferate, lângă Gara de Nord. O să vedem chiar și noi în filmarea noastră, în momentul în care vom ajunge la Gara de Nord. O locomotivă construită în 1869, care astăzi este piesa de rezistență a patrimoniului feroviar românesc, este cea mai bătrână locomotivă din Parcul Căilor Ferate Române, încă în stare de funcționare. Chiar personal am văzut-o ultima dată, cred că pusă în presiune cu foc în cazan, undeva în 2006, când a fost un moment aniversar în Gara de Nord, a circulat și chiar dacă mi-aduc bine aminte, undeva și în 2014 am mai făcut curse, vă dați seama, e o locomotivă de peste 150 de ani de vechime și nu e așa ușor să o pui în stare de funcționare, dar ea poate funcționa oricând. Iată cum, plimbându-ne pe traseul fostei căi ferate care lega Gara Filaret de Gara de Nord, pașii ne-au purtat către mica gară regală a Palatului Cotroceni, care, dacă la Gara Filaret am văzut o clădire pentru uzul publicului larg, o gară practic, o gară publică, în cazul ăsta avem o clădire care era strict rezervată uzului familiei regale. O clădire care a apărut în peisajul arhitectonic bucureștean în 1895, odată cu construcția noi aripi a Palatului Cotroceni, cea care a fost rezervată practic uzului regelui principelui Ferdinand și principesei Maria, viitorii regi Ferdinand și regina Maria. O gară care a fost proiectată de arhitectul Victor Ștefănescu, același care proiectase și cazinoul din Constanța, și care a făcut și unul dintre proiectele pentru gara centrală, despre care o să povestim către partea finală a turului nostru. A fost un proiect care nu s-a pus în practică, a rămas numai la stadiu de idee, dar ca și marile capitale europene, București trebuia să aibă o gara centrală, dar care nu s-a mai realizat. Se afla undeva pe loc unde, foarte aproape de locul unde astăzi se află Opera Română. Ce ar mai fi de spus despre această clădire? A fost folosită până undeva în anii perioadei interbelice, până în anii 20-30, în 1938, deja construindu-se gara regală de la Băneasa, pe care o să o vedem iar în partea finală a turului nostru. Ea, practic, a ieșit din uzul familiei regale. În mod miraculos, clădirea a supraviețuit bombardamentelor din 1944, a fost foarte puțin afectată, deși în jurul ei au căzut destule bombe și tot cartierul din jur a fost afectat de bombardamente, totuși a scăpat oarecum neatinsă și asta servește ca sediu al administrației prezidențiale, sunt birouri în interiorul ei, dar își păstrează silueta exact cum a avut-o în momentul construcției. Calea ferată care trecea pe strada pe care tocmai am traversat-o a fost desființată undeva în perioada interbelică, către sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, deoarece, practic, ea reprezenta o frână în calea dezvoltării orașului. Vă dați seama, pe traseul de câțiva kilometri între Gara de Nord și Gara Filaret existau, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 7, 8 sau chiar 10 pasaje de trecere la nivel, 10 bariere care mai mult stăteau închise decât deschise și întotdeauna era această competiție între traficul rutier și traficul feroviar.
deja în perioada interbelică, construindu-se, practic, existând centura feroviară a Bucureștiului, s-a construit un racord din linia de centură și atunci, practic, linia asta a devenit caducă, s-a și desființat. Iar în 1960, odată cu desființarea gării Filaret, practic, toată binelul feroviar al capitalei a fost reconfigurat și, practic, mare parte din liniile din zona asta s-au demontat. Ce ar mai fi iară foarte interesant de menționat, în spatele nostru, după cum vedeți, există rezervoarele de apă de la Cotroceni, iară o creație de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, chiar am descoperit niște fotografii din momentul construcției lor în albumul Ministerului Lucrărilor Publice, editat în 1903. Iar în zonă există și statuia, monumentul armei geniului, sau statuia leului, cum este ea popular cunoscută, pe care chiar pe bazoreliefu din față, dacă ne uităm, și grație aparatului de filmat, putem vedea construcția unei căi ferate militare pe unul dintre câmpurile de luptă, probabil în timpul primului război mondial, pentru că se văd niște camioane în spate, deci nu prea ar avea cum să fie în timpul războiului de independență. Cred că mai degrabă este în timpul primului război mondial, monumentul fiind inaugurat undeva în anii 20. Se vede un semnal de tip Banovic, se vede practic construcția unei căi ferate militare, de ce? Arma căilor ferate, brigada de căi ferate, fiind integrată în cadrul armei geniului. Chiar vedeți pe partea dreaptă un soldat din trupele de căi ferate, vedeți, are și în spate simbolul roții în aripate, care este simbolul căilor ferate române și care a rămas și astăzi simbolul companiei de infrastructură. Îl vedeți în ținuta de campanie, ne arată clar că este un soldat din timpul primului război mondial. Iată cum, venind în continuare pe fosta cale ferată între gara Filaret și gara de Nord, pașii ne-au adus foarte aproape de gara de Nord. Practic, dacă ar fi să o luăm în termen feroviar, suntem la intrarea în stația București Nord. Dar paradoxal, suntem în cea mai nouă parte a ei. București Nord, grupa B, cum se numește în termen feroviar, sau gara Basarab, așa cum e cunoscută de publicul larg, o clădire care a apărut în peisajul arhitectonic al Bucureștiului în 1959, când, practic, administrația căilor ferate române a decis cumva să separe cele două tipuri de trafic. Adică au decis ca partea veche a gării de Nord, cea care exista de la 1872, să fie păstrată și să fie utilizată pentru trenurile de rang superior, acceleratele, rapidele, care veneau, plecau și soseau în București, și pentru traficul, să zicem așa, pentru cursărie, pentru trenurile cursă, pentru trenurile personale, cele care aduceau muncitorii dimineața la fabricile din București, cele care au așa numitele trenuri de navetă, au creat această grupă B a stației, sau gara Basarab, cum e ea cunoscută în limbajul publicului larg, care, cum v-am zis, a apărut în 1959 și s-a construit pe locul fostelor magazii de mărfuri ale CFR-ului, pe locul, practic, fostei stații București Mărfuri. Ea fiind, multe din aceste magazii au fost bombardate în 1944 în timpul atacurilor aeriene americane, practic toată zona a fost acoperită de mai multe ori de o ploaie de bombe, puține clădiri s-au păstrat originale, depoul București Mărfuri a fost foarte, foarte grav afectat de bombardamente. După cel de-al doilea război mondial, pentru că deja cumva ajunseseră caduce, traficul de marfă se mutase la marginea Bucureștiului, în zona triajului, în zona actualului triaj, s-a decis, bun, hai să dezafectăm toate aceste clădiri, hai să eliberăm terenul. În momentul în care ne-am trezit cu o bucată de teren liber în mijlocul orașului, s-a zis, bun, ce facem pe ea? Și s-a ajuns, practic, la ideea de a se construi această gară, cum v-am zis, de a se separa cele două tipuri de trafic.
își păstrează utilitatea și astăzi, după cum vedeți, în continuare sunt trenuri care sosesc și pleacă în... și pleacă din ea, e mai puțin folosită, mai mult așa pentru traficul de trenurile personale. Dar încă își păstrează și după 50 de ani de existență își păstrează utilitatea pentru care a fost creată în 1959 când s-a construit. Uite cum, la mică distanță de clădirea pe care tocmai am văzut-o, ne aflăm în poarta de intrare feroviară a capitalei, cea mai importantă și cea mai cunoscută dintre gările Bucureștiului, Gara Târgoviștei, cum s-a numit ea până în 1888, sau Gara de Nord, așa cum o știe, cred că orice bucureștean și practic orice român care a călătorit odată cu trenul, care a venit în București, a intrat în oraș prin Gara de Nord. O clădire care a apărut în peisajul feroviar al României și în peisajul urban al Bucureștiului în 1869, când în 1869 a început construcția ei, în 22 septembrie 1869, după cum menționează presa vremii, când în cadrul unei ceremonii s-a pus piatra de temelie a Gării de Nord. În mod paradoxal, astăzi clădirea nu mai seamănă deloc cu ceea ce era în 1869, era mult mai mică, o parte a ei este integrată în clădirea actuală, ea a fost extinsă ulterior, arhitectura s-a schimbat de-a lungul timpului, are mai multe etape de construcție care pot fi identificate în clădirea actuală și practic a ajuns de-a lungul unui proces destul de îndelungat la forma pe care o are astăzi. Cum vă ziceam, s-a început construcția în 1869 într-o zonă tot iară periferică a orașului, într-o zonă liberă, era cumva către bariera Basarabului, cum se numea, pe calea Târgoviștei, care era drumul de ieșire din oraș către Târgoviște, actuala calea Griviței, de aia și fost numită Gara Târgoviștei, pe o fostă moșie nobiliară a unei boieroaice care și-a donat terenul practic pentru construcția gării. De-a lungul timpului, cum v-am zis, a început să fie extins, adică apărând în 1872 când a fost inaugurată la 13-26 septembrie 1872. Ca dată istorică, deja undeva către sfârșitul secolului XIX, 1890, chiar 1900, ajunsese cumva neîncăpătoare și improprie pentru un oraș în plină dezvoltare, pentru o capitală a țării în plină dezvoltare. Și atunci s-a pus problema la un moment dat, hai să o locuim și să creăm în București o gară centrală după modelul marilor capitale europene. Ulterior s-a ajuns la concluzia că acest proiect ar fi mult prea costisitor și s-a decis extinderea clădirii, s-a mai construit o aripă, cea a caselor de bilete de la clasa 1. Ulterior, în perioada interbelică, s-a construit colțul dinspre calea Griviței și aripa dinspre calea Griviței, care există și astăzi. A fost inițial o clădire destinată companiei de poștă, dar care ulterior n-a mai fost preluată de Poșta Română și a ajuns tot în uzul administrației feroviare. În 1928 s-a luat decizia de a se separa cumva fluxurile de călători și s-a construit această aripă dinspre Bulevardul Dinicu Golescu, pentru că s-a considerat că cei care sosesc cu trenul n-au așa nevoie să se intersecteze cu cei care pleacă cu trenul și atunci dinspre oraș, călătorul obișnuit ar fi intrat prin fațada dinspre piața gării, dinspre piața gării de nord, în fine, își cumpăra biletul prin holul caselor de bilete, se ducea către tren, iar cei care soseau cumva erau direcționați exact pe peronul pe care mergem noi acum și ieșeau pe aripa dinspre Bulevardul Dinicu Golescu, unde îi așteptau birjele sau chiar tramvaiele electrice și luau drumul către oraș, unde aveau probleme sau unde aveau treburile în interiorul orașului.
În 1944 a fost victima celebrului bombardament din 4 aprilie, deși a fost bombardată, a avut niște mici distrugeri care au fost reparate bun. A fost un incendiu care a fost stins în câteva ore. A fost și o poveste de succes a căilor ferate române, faptul că după un bombardament devastator făcut de câteva sute de avioane, în care în toată zona a fost un covor de bombe, clădirea a fost reparată și practic bombardamentul a avut loc la orele prânzului, iar la 7 seara deja se restabiliseră două linii din Gara de Nord, ieșeau, intrau trenuri. Chiar am găsit în documentele încă păstrate în Arhivele Naționale raportul jandarmeriei de la acele bombardamente, care exact asta detailează. Faptul că la 7 seara, deci jumătate de zi după ce în zonă ploase cu bombe, s-au restabilit două linii și se putea desfășura traficul feroviar, deci calea ferată n-a încetat să funcționeze niciodată, nici chiar în condiții de război. Ulterior au mai fost, toată zona a fost, au mai fost încă, dacă mi-aduc bine aminte, 7 sau 8 bombardamente și de zi și de noapte. Toată zona înspre calea Griviței, înspre ieșirea din oraș, n-a mai rămas piatră pe piatră, puține clădiri au supraviețuit. E o întreagă poveste. Ce ar mai fi așa de menționat despre istoria Gării de Nord? Ar fi momentul electrificării ei în 1969. La 16 februarie 1969, când de pe una dintre liniile Gării de Nord a plecat către Brașov primul tren remorcat de o locomotivă electrică, exact cum e cel pe care îl vedeți lângă noi. În istoria Gării, iară, ce ar mai fi momente de menționat ar fi perioada interbelică, anii 30, începând din 1932, când s-a instalat în Gara de Nord prima instalație practic de sonorizare care dădea posibilitatea călătorilor să recepționeze anunțurile care se făceau la această stație. Chiar am găsit în presa vremii și în documentele căilor ferate, a fost o instalație care a avut 6 megafoane prin care se anunțau plecarea, sosirea trenurilor, renunțându-se la vechiul sistem care se utiliza la începutul secolului. Era practic un angajat al căilor ferate cu un clopoțel care trecea prin toată clădirea gării, striga ceva de genul: cine pleacă pentru trenul de Craiova? Știți? Vedeți că pleacă de la linia 3. Ce-ar mai fi iar de menționat? Tot în perioada interbelică, undeva în anii 30, s-a instalat o modernă instalație de centralizare a macazurilor, care practic a făcut să dispară acei acari personaje ale căilor ferate care plecau în fiecare zi, angajați ai căilor ferate care aveau ca misiune sau ca slujba lor întreținerea și efectuarea parcursurilor de ieșire din gara. Adică practic fiecare macaz avea o întreagă instalație cu o încuietoare, cu o cheie, cum avem la cheia de la ușă. Acarul pleca cu o căciulă de chei. Ca să facă un parcurs de ieșire din gară, să poată ieși un tren din gară, trebuia să manipuleze 10-15 macaze, depinde de linia de pe care trenul pleca. În 1932, când s-a făcut această modernizare a gării, au dispărut aproape complet acești acari. Iar ce ar mai fi de menționat despre gară, în clădirea Gării de Nord, undeva în 1890, s-a instalat una dintre primele centrale telefonice din București. Unele surse documentare spun că ar fi chiar prima, altele spun că prima centrală ar fi fost totuși la Teatrul Național. Era o centrală, din ce am găsit în documentele vremii, avea 20 de linii și practic conecta gara cu locuința șefului de gară, cu locuința directorului căilor ferate din acea perioadă, adică practic a creat primul sistem de comunicații în care conducerea căilor ferate știa în orice moment ce se întâmplă în gară și orice eveniment putea fi adus rapid la cunoștința celor care puteau să ia o decizie pentru a rezolva din punct de vedere tehnic. Ne plimbăm practic prin, cum vă spuneam, prin aripa care a fost creată în anii 20
în 1928, când practic gara a căpătat foarte mult forma pe care o are și astăzi, o să vedeți practic din gara inițială puține elemente s-au păstrat. Ea s-a integrat în clădirea actuală și arată astăzi ca un tot unitar. E foarte greu să mai stabilești exact care era corpul de clădire construit în 1872, care erau adăugirile ulterioare. Probabil că un arhitect sau un specialist în istorie feroviară își dă foarte ușor seama, publicului larg mai puțin îi sare în evidență. Hai să ne plimbăm, să ieșim pe binecunoscuta galerie de acces de la coloane și să vă mai spun un element foarte interesant de istorie. Până în 1932, 1936, practic toată zona asta prin care ne plimbăm acum nu exista. Ea atunci a fost. Atunci a fost creată, inițial exista o linie care traversa piața Gării de Nord și ajungea până pe locul unde astăzi se înalță Palatul CFR. De ce? Până în 1931 acolo erau fostele ateliere de reparații de vagoane, așa numitele ateliere Grivița, a fost nucleul atelierilor Grivița, ele începând din 1913-1914 se mutaseră împreună cu depoul de locomotive, zona unde sunt și astăzi pe calea Griviței. În 1900, cum vă ziceam, în 1930-31 s-a luat decizia de a le demola complet, s-au demolat ultimele clădiri, chiar a fost un moment așa notabil în istoria Bucureștiului, ziua în care s-a demolat coșul fostelor ateliere. A rămas un teren viran pe care din 1935 administrația Căilor Ferate a zis, bun, hai să-l folosim cumva, hai să creăm pe el o clădire care să reunească birourile tuturor serviciilor din cadrul administrației Căilor Ferate, care în vremea aia erau împrăștiate prin vreo 7-8 clădiri prin oraș. Vă dați seama ce însemna să ai curieri care duceau corespondența între diversele birouri, ce însemna să trimiți un act de la un serviciu la altul. În 1935 s-au făcut primele lucrări de nivelare și a apărut șantierul actualului Palat al Ministerului Transporturilor, Palatul Căilor Ferate Române, cum este cunoscut de orice bucureștean, creația arhitectului Duiliu Marcu, o poveste pe care o vom evoca într-unul dintre materialele următoare pe care o să le filmăm, în momentul în care ne vom referi strict la clădirile create de acest arhitect, unul dintre părinții Bucureștiului modern, unul dintre părinții arhitecturii moderne din București, Duiliu Marcu, cel care ne-a lăsat Palatul Victoria, clădirea Academiei Militare și multe alte clădiri importante pentru arhitectura interbelică din București. Vedeți, iară, ce ar mai fi de menționat? În piața Gării de Nord există acest monument al eroilor ceferiși, practic dedicat eroilor din căzuți în luptele din Primul Război Mondial, când foarte mulți din angajații Căilor Ferate Române au fost mobilizați pe loc și chiar mulți dintre cei din zona Moldovei, mai ales zona frontului de la Mărășești, au căzut de multe ori apărându-și eroic gările în care au făcut serviciu. Cam asta ar fi foarte pe scurt povestea Gării de Nord, o clădire care și-a aniversat recent, chiar acum câteva luni, în septembrie, și-a aniversat 150 de ani de existență, care, cum v-am spus, deși păstrează foarte puțin din clădirea originală inaugurată în 1872, practic corpul din față ar fi cel care putem zice că păstrează cel mai mult din trăsăturile originale ale gării, pentru că ea până în anii 30, când s-a construit acea galerie pe care ne-am plimbat, practic ea era un fel de gară așezată pe marginea Căii Ferate, exact ca orice gară, nu era o gară terminus. Aici iară, ce vedeți grație aparatului de filmat, este intrarea în
Salonul Regal al Gării de Nord, care a fost inaugurat în 1896 cu ocazia vizitei împăratului Franz Iosef. A fost un întreg eveniment în acel moment și, practic, administrația căilor ferate a simțit cumva nevoia de a crea un spațiu strict pentru primirile oficiale pentru uzul familiei regale, care a fost folosit, iară, până în 1938 de către familia regală în momentul în care s-a construit gara regală de la Băneasa. Ulterior a rămas și după cel de-al doilea război mondial și este în continuare folosit ca salon oficial pentru evenimente. Chiar ultima dată când a fost deschis, cum vă spuneam, la aniversarea de 150 de ani a gării în luna septembrie, a fost deschis publicului 3 zile. Orice bucureștean a putut intra să vadă cum arată acest salon oficial. Și iată cum, povestind despre gara de Nord și practic plimbându-ne în interiorul și prin zona adiacentă gării, pașii ne-au adus către curtea Muzeului Căilor Ferate Române, care, după cum vă spuneam, este foarte aproape de clădirea gării și care în sine este un templu pentru orice pasionat de istoria căilor ferate și de istoria României în general, adică tot ce am povestit noi și vom povesti de-a lungul acestui material filmat, există aici păstrat sub formă de documente, de fotografii, de imagini, de albume. Este o vastă colecție și este, cum vă spuneam, un templu pentru orice pasionat feroviar. Dar de ce v-am adus în mod special aici? Dacă vă aduceți aminte, la gara Filaret povesteam despre acea locomotivă care a circulat pe calea ferată dintre București, Filaret și Giurgiu și care vă spuneam că a fost păstrată și care vă spuneam că poate fi la orice moment, poate fi refăcută funcțională și poate circula în stare tehnică de chiar poate circula. Iată locomotiva despre care vă povesteam. Cea mai valoroasă sau una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul căilor ferate române, o locomotivă fabricată în 1869 la uzinele Canada Works Birkenhead, reparată în 1994 la atelierele din Cluj, care, după cum vă spuneam, ultima dată când am văzut-o funcționând undeva în 2006, dacă mi-aduc bine aminte, la un eveniment în Gara de Nord, când a mișcat câteva vagoane pe o linie, din ce mai știu, a fost iar folosită în 2014, cam atunci a circulat ultima dată. Dar în stare tehnică, ea cu niște minime reparații, ar putea oricând circula. E una dintre cele mai de valoare piese, chiar poartă și un nume, numele de călugăreni, placa cu numărul 43, deoarece pe vremea când a apărut ea, practic locomotivele erau numerotate, nu purtau seriile de astăzi, erau numerotate și fiecare purta un nume, în general erau nume de localități, nume de orașe, nume de cursuri de apă sau numele unor personalități. Există în patrimoniul Muzeului Căilor Ferate liste cu așa numitul registru parc al locomotivelor din utilizarea CFR-ului, fiecare cu numele, datele din fericire s-au păstrat. Pe domn locomotiva avea o plăcuță de fabricant, dar văd că nu s-a mai păstrat de-a lungul timpului, însă din fericire a scăpat, deși Ea era retrasă din circulație din perioada interbelică. Bun, în 1939, când s-au făcut acele serbări ale Ceferiadei, practic când s-au aniversat 70 de ani de la crearea administrației căilor ferate române și de la inaugurarea căii ferate de la București la Giurgiu, locomotiva a fost expusă în cadrul Muzeului Căilor Ferate, care se afla pe stadionul Giulești, a luat parte la serbările Ceferiadei, a și defilat atunci într-un tren cu vagoane cât de cât originale din perioada în care circula pe calea ferată București-Giurgiu. Ulterior a rămas ca exponat în cadrul Muzeului Căilor Ferate. În mod paradoxal a avut o soartă fericită, deși muzeul a fost bombardat în 4 aprilie 1944 și mare parte din exponatele de acolo s-au pierdut, au fost
Lovită ea a fost avariată, a rămas undeva abandonată pe o linie în cadrul atelierului Grivița, după cel de-al doilea război mondial a fost găsită și s-a putut restaura, deoarece n-a fost lovită în mod direct, la fel cum au fost alte locomotive din patrimoniul muzeului, care chiar există fotografia, a căzut bomba direct pe locomotivă, a făcut-o praf în momentul exploziei. Ea, deși era avariată, s-a putut reface. A fost folosită și există foarte multe fotografii din 1969, când a remorcat trenul special care a serbat centenarul Căii Ferate București-Filaret-Giurgiu. Atunci s-a făcut o mare ceremonie cu actori îmbrăcați în costume de epocă. S-au reconstituit niște vagoane din perioada respectivă, care există practic. Ce s-a întâmplat? Nu s-au mai găsit vagoane originale, dar pe șasiu unor vagoane de marfă sau de poștă, care erau foarte apropiate din punct de vedere tehnic de vagoanele care circulau pe Calea Ferată București-Filaret-Giurgiu, după planurile originale, s-au comandat la atelierele CFR de la Pașcan și s-au refăcut niște vagoane care există și astăzi. Deci, practic, un tren cum circula el la 1869 pe Calea Ferată de la București-Filaret la Giurgiu poate fi oricând reconstituit și pus în mișcare, cum v-am zis, cu niște minime pregătiri tehnice. Este un caz fericit în istoria Căilor Ferate și este o mare victorie pentru orice pasionat feroviar faptul că încă o avem și încă și după 150 de ani de existență e păstrată și există. Și ce ar mai fi interesant de spus despre ea este o locomotivă care funcționa numai cu cărbune. Ulterior, locomotivele Căilor Ferate Române, foarte multe dintre ele, au fost dotate și cu instalații de ardere, așa numită instalație de ardere mixtă, injectoare de păcură și, practic, rezervoare de păcură. Utilizau, chiar din ce mi-au povestit vechii mecanici din perioada interbelică, foloseau cărbunele numai în momentul în care făceau, practic, patul de jar, cum am face astăzi într-o sobă. După ce porneau focul și, practic, locomotiva era pusă în presiune, în circulația curentă foloseau foarte mult păcura. Deci, industria petrolieră din România fiind foarte dezvoltată, păcura se găsea, în termen profan, putem spune, chiar pe toate drumurile. Era un material și atunci era foarte eficient pentru administrația Căilor Ferate Române să utilizeze acest sistem de ardere mixtă de cărbune-păcură. Chiar e foarte bine că mi-ai amintit din discuție, pentru că, uite, am fi plecat din gara de noi și poate am fi uitat să menționăm un aspect, iar un amănunt foarte important din istorie. Practic, din turnul pe care îl vedeți în fața voastră, grație ochiului magic al aparatului de filmat, vedeți acel ceas. Era locul din care se dădea ora exactă pentru căile ferate române. Chiar există în Muzeul Căilor Ferate păstrată centrala de ceasoficare, cum se numea, a Căilor Ferate. Practic, acesta era ceasul mamă, de aici se dădea ora exactă și existau 200 de localități din România, 200 de gări din România legate la această centrală, care la mijlocul zilei primeau ora exactă în funcție de care se regla tot mersul trenului. Chiar angajații Căilor Ferate, impiegatul de mișcare, șeful de gară, aveau celebru ceas legat cu lanț pe care îl purtau tot timpul la buzunarul hainei și chiar în perioada interbelică, așa, în uzul curent, se spunea că, domne, Căile Ferate Române erau atât de precise încât puteai să-ți reglezi ceasul după ora dată de căile ferate. Iată cum pașii ne-au purtat în zona de nord a Bucureștiului, practic pe șoseaua București-Ploiești sau foarte aproape de piața Gării Păneasa. Iar grație aparatului de filmat, privitorii noștri pot să vadă clădirea Gării Regale de la Băneasa, cum s-a numit ea. Proiectată în anii 1937, inaugurată în 1939, strict pentru uzul familiei regale, comandă specială a regelui Carol al II-lea, sora clădirii pe care în filmulețe trecute ați văzut-o la Sinaia. Același proiect al arhitectului Duiliu Marcu, o clădire care rămâne un simbol pentru arhitectura feroviară a Bucureștiului și mai ales pentru arhitectura Bucureștiului interbelic. O clădire care compusă practic din acest pavilion principal, în interiorul căruia exista un mic salon de primire pentru
familia regală și pentru oficialitățile invitate de ea, ca suprafață astăzi ar putea părea austeră, adică era o suprafață totală de 280 de metri pătrați, cât o casă mai mare de astăzi. Clădirea datează, cum v-am zis, din 1937-38, inaugurată în 1939, chiar ni s-a păstrat și data inaugurării, a fost o ceremonie în 8 iunie 1939, tot în contextul sărbărilor ceferiadei, acele aniversări de 70 de ani de la înființarea primei linii de cale ferată din Muntenia, calea ferată de la București Filaret la Giurgiu. În contextul acelor manifestări s-a inaugurat și gara regală, practic de la Băneasa. Ce ar mai fi de spus despre ea este că la momentul inaugurării beneficia de cele mai moderne dotări pentru acea vreme, adică avea instalație de încălzire proprie, instalație de aer condiționat. În subsolul clădirii exista, cum v-am zis, o centrală proprie care practic furniza agentul termic pentru clădire, iluminat electric, traseele, cablurile erau foarte atent mascate pe cornișa clădirii. Aici vedem practic și esplanada, e partea dinspre calea ferată, peronul. Vedeți în capăt și mica cabină pentru manipularea macazurilor, așa numită cabină de centralizare. Practic ea era un tot unitar. În interior pereții din salonul de primire erau căptușiți cu lambriuri din lemn de trandafir. Cei din salonul rezervat strict suveranului, din salonul privat al suveranului, erau căptușiți cu lemn de nuc, cu furniri din lemn de nuc. Pe unul dintre pereții interiori ai gării se păstrează și astăzi o pictură ce purta titlul Regele și poporul său. Era o alegorie creată de comandorul Dimitrie Știubei și Olga Greceanu. Ușile, după cum vedeți, chiar Duiliu Marcu, în cartea pe care a publicat-o în 1939, detaliază chiar până și de unde a comandat oțelul, ce grosime aveau. De aia era numit și arhitectul detaliului. Adică despre clădirea asta, în mod paradoxal, deși era rezervată strict pentru uzul familiei regale, există foarte multe documente, există încă schițe originale, există foarte multe fotografii de epocă cu ea. E una dintre cele mai cunoscute dintre clădirile feroviare din București și practic despre ea se pot spune multe. Pornind încet încet de la ea, putem să ne uităm practic și către gara civilă, către clădirea de călători a stației București-Băneasa, care datează din 1886, când practic în 21 noiembrie 1886, când a fost inaugurată, odată cu deschiderea căii ferate de la București la Ciulnița, primul tronson din actuala magistrală feroviară București-Constanța. Ulterior, linia de la Ciulnița s-a extins până la Fetești. În 1890 s-a început construcția podului de la Cernavodă, s-a terminat în 1895 și s-a făcut practic legătura cu calea ferată de la Cernavodă la... de la Constanța la Cernavodă, cea care a apăruse din 1860 și s-a creat practic actuala magistrală București-Constanța. Chiar ce ar mai fi de menționat despre istoria stației de cale ferată București-Băneasa ar fi faptul că ăsta a fost locul în care regele Ferdinand și cu regina Maria au intrat în București după primul război mondial, în momentul în care s-au întors din refugiu de la Iași. Chiar la acest peron a tras trenul regal și aici a intrat perechea regală în București. Despre clădirea gării civile, ea oarecum în forma în care o vedeți astăzi datează undeva după cel de-al doilea război mondial, din anii 50. Clădirea inițială, care,
a existat aici, cum v-am zis, care a fost inaugurată în 1886, a fost oarecum afectată de bombardamentele din 1944. De ce? Pentru că peste linie exista unul dintre depozitele principale de carburanți din București, așa numitul depozit distribuția sau al societății OSINT, cum era cunoscut în epocă. El a reprezentat o țintă pentru aviația americană, a fost bombardat de câteva ori și atunci la unul din acele bombardamente a fost afectată și clădirea gării, practic mai mult fațada dinspre linii. Ulterior, după cel de-al doilea război mondial, a fost reconstruită, vedeți, iar o arhitectură foarte similară cu cea de la Ploiești Sud, stilul ăla de proiect, tip arhitectură oarecum de factură sovietică, gândită foarte mult funcțional, fără niciun fel de element, adică o clădire care ar putea la fel de bine să fie orice altceva decât gară. În mod paradoxal, astăzi este poate cea mai folosită din clădirile care compun stația de cale ferată Băneasa, ea fiind clădirea civilă, încă mai sunt birourile stației de cale ferată, încă mai sunt diverse spații, este mult mai des folosită decât cea oficială, pe care, dacă mi-aduc bine aminte, în ultimul deceniu cred că am văzut-o deschisă doar de 3 sau 4 ori, cu ocazia unor evenimente, cu ocazia unor expoziții feroviare sau cu ocazia primirii unor delegații oficiale. Ce-ar mai fi ultima dată când am văzut-o deschisă practic și folosită a fost la moartea regelui Mihai I, când de aici a plecat trenul funerar către Curtea de Argeș și aici practic s-a desfășurat pe peronul ăsta toată ceremonia. Asta ar fi foarte pe scurt și foarte comprimat istoria stației de cale ferată de la Băneasa. În mod paradoxal, una dintre clădirile care se păstrează cel mai bine și cel mai neafectată de trecerea timpului. Ce ar mai fi de menționat despre stația de cale ferată Băneasa este că exact la ieșirea din ea vedeți acel pod metalic. Paradoxal, este un pod nou. El a fost creat undeva în anii 1998-99 către 2000, în momentul în care s-a refăcut magistrala feroviară de la București la Constanța. Podul vechi data din 1938 fusese construit în aceeași perioadă cu gara Băneasa și practic era un tot unitar cu clădirea gării, însă în momentul în care s-a refăcut linia a fost demolat. De ce rămâne important în istoria contemporană a Bucureștiului? Pentru că în 24-25 august 1944, exact în acel loc, a fost una dintre bătăliile, așa numită bătălie de la podul Băneasa, în care trupele germane au încercat să forțeze intrarea în oraș și n-au reușit. A fost apărarea orașului, a fost o baterie de tunuri antitank, plasate unul dintre ele chiar pe locul pe care astăzi se află stația de benzină de pe marginea șoselei București-Ploiești. După cum vă spuneam, germanii au încercat să forțeze intrarea în oraș, dar n-au reușit. Ulterior au și renunțat la idee și cunoașteți cu toții istoria cum s-a desfășurat. Chiar, dacă mi-aduc bine aminte, 28 august, pe 31 august au intrat trupele ruse în București, deja eliberat de armata română. Și iată cum, în povestea gărilor bucureștene, ne aflăm, după cum și placa pe care o vedeți în fața aparatului de fotografie ne arată, ne aflăm pe strada care poartă numele unei gări. Strada Gara Herăstrău. Unde e această gară? Din păcate, astăzi clădirea nu mai există. Era exact pe locul pe care îl vedeți grație aparatului de filmat. Exact aici unde sunt acești copaci pe locul pe care stăm practic și filmăm aceste cadre. Vedeți alea care s-a păstrat, care venea la gara, acele scări pe care cineva care locuia în zonă și care a participat la unul dintre tururile mele ghidate chiar mi-a spus că și-a aducea aminte de clădirea. Clădirea care astăzi nu mai există, a fost demolată în anii 60. Toată linia, practic, vechiul traseu al căii ferate dintre gara Băneasa și gara Obor, vechea ieșire către Constanța din București, a fost folosită până în toamna anului 1959, ulterior s-a demolat, părți din linie au mai rămas până în anii 80, chiar și în anii 90, zona dinspre piața Obor de astăzi și partea aia dinspre gara de est.
Clădirea în sine a dispărut, astăzi singura urma ei este această denumire rămasă în toponimica locului, strada Gara Herăstrău. Din păcate, fiind o clădire mai mică, o gară mai puțin cunoscută, nu s-au păstrat nici foarte multe fotografii cu ea. Chiar în 20 de ani de când fac istoria căilor ferate, n-am găsit decât o singură fotografie cu ea. O fotografie apărută practic din întâmplare. Două fete care plecau cu trenul către Constanța, pe care tatăl lor le-a pozat în fața gării, se vede așa un colț de clădire, un colț de placă cu firma gării în București Herăstrău, dar din păcate nu e o fotografie foarte relevantă, dar există. Probabil că poate prin albumele celor mai în vârstă e posibil să mai existe și alte imagini cu gara, dar personal n-am găsit de mult caut, dar n-am reușit să identific foarte multe dovezi materiale ale existenței ei. După cum v-am zis, în memoria locului, însă strada care venea la gară poartă numele Gara Herăstrău și artera rutieră s-a păstrat și astăzi. Deși calea ferată s-a desființat din 1959, trenul n-a mai trecut. De ce? În perioada interbelică deja se construise actualul racord și actuala legătură între Gara Obor și Magistrala București-Constanța, legătura între gările Obor și Pantelimon. Practic s-a rerutat traficul feroviar prin centura Bucureștiului pe traseul pe care se folosește și astăzi și această linie a devenit inutilizabilă, fiind și în interiorul orașului, intrând cumva și în conflict cu traficul rutier, s-a luat decizia de a se desființa și practic de asta a dispărut din peisajul feroviar al capitalei. Și iată cum pașii ne-au purtat până în zona Lizeanu, celebra zonă Lizeanu, unde în mod paradoxal avem două elemente care ne spun că odinioară pe aici până în 1959, până în toamna anului 1959, trecea o cale ferată. Era acea legătură de aproape 8 km între gara Băneasa și gara Obor, practic vechiul traseu de ieșire din București către Constanța. Care sunt cele două elemente de care vă povesteam și care ne arată că în zona exista o cale ferată? Uite placa și cum s-a păstrat în toponimica locului acea denumire intrarea vagonului, vagonul fiind un element care are legătură cu calea ferată, și o mică clădire care încă mai dăinuiește pe stradă, pe colțul străzii Lizeanu, colț cu strada Reînvierii, o clădire neștiută de nimeni, unul dintre fostele cantoane ale căii ferate între gara Băneasa și gara Obor. Ce erau aceste cantoane? Erau mici clădiri care existau și există și astăzi pe traseul căilor ferate, rezervate strict pentru uzul administrației feroviare, aveau un angajat permanent, așa numitul cantonier, care își desfășura serviciul zi de zi în această clădire. Era cumva un angajat care urmărea circulația trenurilor și care o folosea, supraveghea cumva traficul feroviar și în cazul în care exista un incident sau se întâmpla ceva, putea avea legătură telefonică sau telegrafică și putea să anunțe cea mai apropiată stație. Era și un mod de a regla circulația feroviară din punct de vedere al timpilor și al periodicității și un mod de a preveni incidentele. Chiar uite cum pașii ne-au adus către gara de est sau gara Obor, cum e ea cunoscută. Paradoxal, este una dintre, să zicem așa, cele mai noi clădiri feroviare din București, ea fiind inaugurată la 1 februarie 1903. Practic a fost capătul acelei linii de la gara Băneasa, cea pe care v-am povestit și despre gara Herăstrău și despre micile cantoane care existau pe locul ei. Linie care a dispărut în 1959. Clădirea în sine, deși este celebră și a reprezentat platoul de filmare pentru numeroase pelicule făcute, mare parte dintre filmele artistice care au avut scene feroviare s-au filmat și încă se filmează în această stație de cale ferată,
paradoxal este și subiectul unei vii controverse, deoarece arhitectul său nu este cunoscut cu certitudine. Unele documente de arhivă și unii istorici ai arhitecturii sugerează că fiind realizată în stilul neoromânesc, este posibil să fi fost proiectată de marele arhitect Petre Antonescu. Alte surse spun că fiind o clădire feroviară și realizată de serviciul de arhitectură al căilor ferate române, de biroul de arhitectură din cadrul acestui serviciu al lucrărilor noi, e posibil să fie realizată de șeful acestui birou, de arhitectul Constantin Giogolea. Iar de 20 de ani, făcând istoria căilor ferate, n-am reușit să găsesc un document care să certifice această poveste și practic care să încline către una dintre cele două variante. Ce ar mai fi de menționat despre ea ca moment istoric din activitatea stației de cale ferată București-Obor este ziua de 16 iunie 1935, când pe una dintre liniile stației de cale ferată s-a garat trenul special care a adus din URSS 17 vagoane conținând 1443 de lăzi, în care se afla partea de tezaur care a fost restituită României. Erau mai mult documente scrise, câteva titluri de proprietate, diverse acțiuni, dosare de arhivă, planuri și hărți, câteva obiecte de cult, covoare, picturi, alte bunuri aparținând unor persoane private. În mod paradoxal, stația de cale ferată astăzi este foarte puțin folosită, mai sunt doar câteva trenuri care pleacă de aici, câteva trenuri personale care pleacă în fiecare zi către Constanța. De-aia vă și spuneam că și-a găsit o nouă utilizare ca platou de filmare, foarte multe pelicule sau scene feroviare se filmează astăzi aici. Ce-ar mai fi o ultimă idee care a apărut în ultimii ani ai secolului 20 și chiar este oarecum vehiculată la momentul actual, ar fi transformarea sa într-un muzeu feroviar, practic aduse locomotive și vagoane vechi, spațiu, vedeți că permite teren există destul în jurul ei. Clădirea în sine s-a păstrat oarecum original, așa cum arăta ea la 1902, fiind foarte puțin afectată de trecerea timpului, iar aproape neafectată de bombardamentele americane care au lovit și această zonă a Bucureștiului. În sine ar reprezenta punctul perfect pentru un muzeu feroviar în aer liber. Ia uite cum în partea de final a turului nostru pașii ne-au adus către cea mai nouă dintre gările Bucureștiului, apărută undeva în anii 80. Dacă mi-aduc bine aminte, 1987, se și vede că e o clădire modernă. Practic, ea exista încă din perioada interbelică ca punct de oprire, ca haltă. Se numea Halta 23 August, după 1944. Era legată foarte mult de uzinele 23 August sau uzinele Faur, cum au fost ele cunoscute după 1989. Și de asta și apăruse, practic, ca un punct de oprire pentru angajații și lucrătorii din uzine. Gândiți-vă că în perioada de anilor 70-80, aici erau câteva zeci de mii de oameni care plecau sau veneau aici în fiecare zi. Erau foarte mulți angajați care domiciliau în satele din jurul Bucureștiului și pe linia dinspre Oltenița, care în fiecare zi făceau naveta la servici, veneau, plecau. Dar linia pe care o vedeți există din 1910. Era practic legătura între gara Obor și Oltenița, linie care fusese deschisă în 15 octombrie 1910 complet. Primul său tronson fusese deschis din 1909 de la București-Obor până la Budești. Ulterior, linia în 1910 se finalizase complet până la Oltenița, până în micul port de la Oltenița. A fost una dintre liniile foarte utilizate ca trafic de marfă. Era cumva un colector pentru tot bazinul de cereale din jurul Bucureștiului și din localitățile care există și astăzi pe traseul ei. În mod,
În 1959, cum v-am mai spus pe parcursul turului, legătura dintre gara Obor s-a închis. O parte din linie a mai rămas până în anii 80, chiar și în anii 90 mai existau porțiuni din ea astăzi. Astăzi au dispărut complet, s-a păstrat practic gara de la Titan, a devenit punctul terminus al ei, dar cum vedeți circulă și astăzi trenurile între București și Oltenița, este punctul de plecare către Oltenița, chiar a devenit o poveste de succes această companie privată care a reușit să-i dea un suflu nou liniei și o folosește în continuare pentru trafic feroviar. Cam asta ar fi foarte pe scurt în timpul care ne-a permis povestea de 150 de ani a gărilor Bucureștiului și a căilor ferate din București. După cum vă spuneam, și Oltenița, ca orice localitate, are numeroase povești interesante și chiar le vom vedea într-unul dintre tururile noastre următoare.